Dumnezeu, mă știu că sunt de păcătos, să-mi încredințez atâta suflete. Și atunci am primit un răspuns și de la Părintele Sofronie și a zis, da, Doamne, știți ce se întâmplă cu duhovnicul bun? Duhovnic bun nu este niciunul, sau duhovnici bun suntem toți. Dar marea taină pe care o lucrează Dumnezeu, și Părintele Rafael nu e că accentuiază, că de fapt asta e lucrarea lui Dumnezeu. Noi când căutăm duhovnicul bun, vrem să fie infainibil. Nu este, nu găsiți un duhovnic infainibil. Zice, marea taină pe care o lucrează Dumnezeu în duhovnicii este următoare. Îi mântuiește Dumnezeu pe păcătoși prin păcătoși. Asta e marea taină. Deci nu căutați duhovnicii infainibili. Nu căutați duhovnici, nu veți găsi. Veți găsi duhovnicul pe care îl căutați cu sinceritate prin rugăciune de la Dumnezeu. Dar să nu-i cere să fie infainibil. Deci, repet, duhovnicul bun îl descoperi prin, dacă ești sincer cu tine însuți, și Dumnezeu ți-l descoperă. Ți-l descoperă, dar nu ca infainibil. Nu ca are, știu eu, nu știu ce brand de duhovnic bun, nu? Și pur și simplu, când stai de vorbă cu el, constați că există o compatibilitate între tine și el, că poți să discuți cum discută fiul cu părintele, părintele cu fiul. Și mai mult decât atât, cea mai mare problemă este următoarea. Și spune și Părintele Arsenie că, într-un fel, avem duhovnicii care îi merită. Zice, în taina duhovnicii, duhovnicul îi naște pe fiii duhovnicești și fiii duhovnicești îl nasc pe părintele duhovnic. Deci avem un pateric, numeroase exemple în care poate duhovnici bătrâni au avut ucenici care au prin ascultare l-au transformat pe părintele lui duhovnic, care era foarte ascult, era respingător. Și avem un pateric, un bătrân, care niciodată nu i-a adresat fiului duhovnicesc vreun cuvânt de mânghiere. Și până la urmă, ascultarea, blândețea, dragostea fiului duhovnicesc l-a făcut pe acesta ca aproape de moarte, dacă nu înșel, să spună, zice, uitați-vă la el, la fiul duhovnicesc. Ăsta e înger, nu este om. Deci atât de mult a transformat dragostea fiului duhovnicesc încât el însuși s-a mântuit prin dragostea fiului duhovnicesc. Și atunci Părintele Sofronie, ce îi spune Părintele Rafael? E, vezi? Cum părinte? Adică, în taina duhovniciei și fiind duhovnicești în nas pe părintele lor duhovnicesc? Da. Deci, aici, cred că este și o mare ispită, un duhovnic bun. Nu. Duhovnic bun, cum spune Părintele Rafael, este în ciubotele tuturor preoților. Și aici este marea artă. Ne rugăm Dumnezeu să ne scoată în cale un duhovnic, un părinte. Dar, cred că această atitudine, Doamne, să fie, nu. Nu veți găsi duhovnic infalibil. Deci duhovnic bun este cel pe care ți-l dă Dumnezeu și în sinceritatea și în credința ta și în dragostea ta față de duhovnic, duhovnicul tău va fi un duhovnic bun. Asta e răspuns. Cum pot refuștiva sufletul de copil într-un timp rapid? Numai păzindu-ne mintea, numai curățându-ne de pate, viața duhovnicească, metanoite înseamnă că vă gândim sufletul de copil. Căci și până când nu veți fi ca aceștia, nici nu veți intra în Împărăția Cerului. Ce presupune simplificarea vieții? Ar fi o variantă izolată? Poate pentru unii, da, dar cei care vor să izoleze, să nu poți fi acum atât să ne izolăm, că nu să ne izolăm toți. S-o opori pricinile. Cine stă să umple prin magazine ca să deplășească la un magazin, să nu se vedea să își păzește mintea, să care o treabă cu... Și să se toate prin să vadă ce mai e prin lume, iarăși. Deci, s-o opori pricinile. Apropo de simplificarea vieții, vă spun sincer că fiind
plăpâni, cum spune mama, am trecut prin multe boli. Știți ce repede se simplifică viața? Când ieși pe patul de spital, viața se simplifică. Nu-ți dorești decât să mai fii, să fii sănătos atunci. Nu îți mai trebuie nimic. Și mai amintesc, apropo de simplificare, spune părintele Nicolae Steinhardt. E o mărturisire atât de minunată, zice, am intrat în închisoare, spune jurnalul fericirii, mândru, orgolios, plin de ifose, ies din închisoare vindecat. Unul gata să se bucure și de un pete pe celălalt pastru, și de un pâlc de verdeață, și de un colț de pâine. Deci simplificarea vieții înseamnă, de fapt, o stare în care te mulțumești cu ce îți dă Dumnezeu. Acesta este printre altele și iată de obicei încercările ne face să ne simplificăm viața. Când nu mai avem sănătate, ne dorim de altă doamnă, sănătate. Să mă pot bucura de un răsărit de soare și cum spune Steinhardt, părintele Nicolae, un petrec de cer, un pâlc de verdeață și un colț de pâine. Pot să dovedească acele conexiuni de care nu au avut parte. Da, desigur. Se poate. Sigur, acum depinde de vârsta pe care o au, că una este adolescent sau una este... Cred că dacă găsesc un om care se iubească, îi poate ajuta. Dacă descoperă dragostea lui Dumnezeu, îi poate ajuta. Este de cap pe scurajul. Pentru asta chiar experiența sa duhovnicească cu Duhul Incupatul să fie foarte importantă. Trebuie să dai o capăt încrederea în oameni, să-și consolideze încrederea în oameni. Dacă urmăm tot ceea ce spune Evanghelia, ce mai devreme să mai târziu aici. Pentru că, încă o dată, nu știu dacă ați înțeles din ce am spus mai devreme, este un om psihologic și un om duhovnicesc. Omul psihologic se luptă cu multe și, din păcate, este tot mai greu să le gâriască. Omul duhovnicesc le gârie cu puterea Harului. Într-adevăr, poate puțin să te duce, dar că trebuie să fie să timpe. Harul poate să construiască, să le facă și conexiunile. Sunt cazuri în care au un accident de mașină și se distruge o parte din creier și cealaltă parte din creier preia funcțiile creierului distrus. Dar asta se întâmplă într-un minunat, nu este o normă. Dar vezi că Dumnezeu poate fi foarte prezent și poate să facă o normă pentru omul duhovnicesc într-un imposibil pentru omul psihologic. Deci, pentru un om care nu a avut parte de afectivitate și care are un atașament insecurizant, are temeri, are neîncredere, cea mai bună este viața asta în Hristos, dar viața autentică în Hristos, tolerați pentru Duhovnicul și să găsească totuși un om în viața de familie, un om care să aibă un atașament securizat. Pentru că dacă și omul este insecurizat și resecurizat, adică fiecare o reacție, o să o evita, nu se întâlnesc. Ai nevoie de cineva care să te ajute să te vindeci. Și poate că ar fi din punct de vedere psihologic, după dată, vorbim din punct de vedere psihologic, dar nu vă obicesc și se pune cu totul avem problema. Însă, Părintele Iulianos, la un dat recomandă să le alegem bărbatul sau soția, undeva am publicat în Familia Ortodoxă un serial cu tema asta, el e foarte practic. Și ține cont de slăbiciunile fiului omului. Și ce trebuie să țineți cont de ele? Trebuie să țineți cont de faptul că Domnul care este acela în fața voastră, nu vă gândiți că o să schimbați. Nu vă gândiți să schimbați. Căutați un om religios, căutați un om care să vă înțelegeți. Deci asta este bun. Este căsătorit și cu altfel care să înțelegeți. Ce părere aveți de copiii afectați de instinctele sexuale și copilărie? Se mai pot vindeca? Mai era o întrebare, ceva cu cum explicați comportamentul sexual la un copil de 4 ani, masturbare. Da, se pot vindeca. Se pot vindeca bine, copii afectați, iarăși sunt copii care au fost afectați, ce vârstă stau? Dacă au 10 ani, dacă au 12 ani, dacă au 14 ani. Dacă au 20 ceva de ani, nu mai e greu. Cu cât trece timpul și cu cât lucrurile acestea lucrează, sunt mai grele. Dar vă spun sincer, am cunoscut oameni vindecați. Am văzut oameni vindecați și care au luat viața așa
în serios și o duc bine. Sigur, rămână. Unii vorbesc mai greu, unii gândesc mai greu, unii se hotărăsc, se decid mai greu. Sunt tot fel de urme, ca după război. Unul îi lipsește un picior, altul îi lipsește o mână, altul o ureche, altul un ochi. Dar și ăștia se mântuiesc. Încă o dată, pentru noi aici lucrurile sunt simple. Mai greu este acolo unde nu există posibilitatea de pocăință, unde nu există duhovnic. Pentru lucrurile acestea, eu cred foarte mult că Dumnezeu se poate rezolva. Da, v-am zis, toate formele naturale sunt ajutătoare. Și Sfinții Părinți spun, să cauți mișcarea, să cauți aerul, să cauți un mediu care să te favorizeze. Că dacă mediul te favorizează, va fi foarte greu să te vindeci. Dar dacă mediul favorizează și mai șobiază dolomicească, cu siguranță te vei vindeca. Iar dezvoltarea comportamentului la un copil de 4 ani, m-am spus, poate să fie păcatele părinților care îi influențează, poate să fie niște dereglări neurologice pe care le-a dat unii alimentații proaste a mamei, nu poate cine trebuie să poate cine mamei. Vă știți, înainte, femeile se menstruau într-o anumită perioadă a anului oamenii ca să facă copilul într-o anumită perioadă a anului. Și copilul trebuia făcut cam prin toamnă, așa, târziu. Înțelegeți? Când femeia deja se hrănise foarte bine vara și avea acumulate, pentru că ea trebuie să consume. Trebuie să consume foarte multe lucruri multe. Deci contează mult și lucrurile acestea. Publica de iarăși familia Ortodoxă a publicat o alimentație pentru mamă când are copilul în pântece. Ăștia știu dincolo. Mama consumă mai multe grăsimi de-astea bazate pe omega și pe nu știu ce. Mama consumă mai multe vitamine și enzime, consumă mai mult magneziu. Sunt lucruri care trebuie să le știm astăzi. Da, că de-aia tot venit la televizor, mi-ați devenit deșteți. Da, lumea se uită la televizor, dar nu știe lucrurile astea, care sunt la îndemână. Evident, copilul ăla trebuie hrănit și se hrănește tipul mamei. Și dacă ia elementele fundamentale, esențiale, de minerale, de vitamine, mama nu se le mai aibă, nu se mai poate să fie el, dar posibil să fie rău și copilul. Și și chestia asta cu problemele nervoase la copii se pot datora aceste workshop-uri, ori cu asta alimentație, sunt mai multe mai mulți factori. Noi chiar pregătim o școală a părinților care ne reușim să fie 2-3 luni de zile cu picioare și să putem să ajutăm un părinț să înțeleagă cum să-și crească un copil. De la concepție. Copilul se crește de la concepție. Cum se poate le face teaga de mirenie în alimentație, suplimente? Domnule, și în timpul se poate le face. Acum, de exemplu, pe scleroză în plăci și știu că o rezultate bune dă că acolo se strică mirenia. Dau tratamentul cu venit dar bine și o zlomoterapie. De ce bărbați să nu mai asumă femeile refuză căsătoria și preferă acum concubinaj? Păi dacă pot să trăiască în concubinaj, ce se găstrează? Vorba altcuiva. Păi dacă poate să-l țină totul pe gratis, de ce să mai investească? Deci, pentru că femeile oferă totul pe gratis. Și asta e și o măsură ale credinței lor. Ci se vând ieftin, sunt tratate ca altare. Știți, studiile spun așa. Când un bărbat caută să distreze, caută o femeie cu permisivitate sexuală cât mai mare. Când caută să căsătorească, caută o femeie cu permisivitate sexuală cât mai mică. Deci trebuie să știe asta femeile. Că dacă vor cineva distreze cu ele, caută pare care sunt mai deschise. Că nu, pe celelalte care sunt ușoare. Asta sunt statistici. Deci, cum ne ajutăm și femeile sunt vinovate și bărbații. Realitatea este că bărbații astăzi au viața prea ușoară. Nu mai apară din cercări de niciun fel. Noi mâncam, mai cădeam, de când copaia, mai scuiam, mai cădeam, cădeam și ne doream. Am cunoscut bărbați care nu au avut nicio durere, nu s-au tăiat doar la dege. Eu rămân crescut. Este am tăiat de sus până jos. Nu există măturare, dar nu a fost asta era, era te dorea, te ustura. Deci cum că, eu vă spun așa, dacă un copil nu l-a dorit niciodată nimic, nu credeți cum să rezistă la vedere. Viața de familie, viața de ea. De aia spun la părinți. Încercați să fiți în fața unor greutăți, să lăsați să aibă și parte de greutăți. Lăsați să mai se facă și ceva, să mai rupă un picior. Glumeți, dar nu e chiar așa. Deci avem nevoie de copii care să fie încercați prin durere. Copiii ne protejăm să nu aibă nicio suferință. Băieței crescuți ca fetițe, în șorțulețe,
Domnule, să nu mai apăsăm. Și eu ce o să fac asta în viață? Că nu se poate fi bărbat. Că fi bărbat nu se te lupți. Lupta așa duhovnicească și acolo trebuie luptă. Deci nu ne ca și de fine copiii. Trece după moda zilei. Îi protejăm. Am obsedate. Obsedate că copilul nu suferă nimic. Păi nu crede în Dumnezeu. Nu crede în Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu nu l-ar păzi, că zicea acolo degeaba, că dacă s-ar răsit nimic, dar Dumnezeu l-ar ridica acasă, degeaba s-ar răsit nimic vizitorii. Deci dacă Dumnezeu nu l-ar păzi, copilul poate să moară în fiecare minut. De nu știu câte ori. Mai ales în mine. N-a zis să fie pe ceva și cade cu capul în colțul de la scaun. Acolo la masă. Nu cade niciodată cu capul în colț. Cade pe lângă, se zbire pe față, se întâmplă ceva. Cade în cap, cade așa. Oare, cum poate zice Dumnezeu, dar asta e că noi am pierdut și credința asta. Și vrem să controlăm noi totul. Ca să ne dea, controla, control. Altfel controlează pe noi, noi vrem să-i controlăm pe ăștia mici la noi. Înțelegeți? Și cred că de asta, bărbații. Unu, sunt slab și nu mai pot să-și asume. Doi, nu au de ce să facă atât timp cât poate să trăiască cu o femeie și să nu-și asume nimic. Din punct de vedere, trupește, asta mai vale face și menajul. Am o carte despre concubinajul și este un studiu foarte interesant în statistică, care spune așa. O femeie căsătorită cheltuiește 38 sau 39 de ore în viața domestică într-o săptămână. Într-o săptămână. Un bărbat petrece în trebuie de casă în viața domestică în jur de 18 ore pe săptămână. Și atunci femeia asta nu ce se poate. Stau cu concubinaj, ce să spun, dar și faptul că americanii să strâmbage statistică și să vadă că petrece femeia în treburile casnicii în concubinaj. În căsătorie e mult, 38 de ore. Și constată că concubinaj petrec cu o oră mai puțin și bărbați cu o oră mai mult. Asta e afacerea pe care o face femeia cu concubinaj. Se numește afacerea. Deci, îi face concubinajul, îi asigură patul cald și bărbatul nu are de ce să o facă. De ce să se căsătorească? Și e femeia asta însă că cândva o să ne căsătorim. Și ce sunt statisticile? Cu cât se crește mai mult timpul ăsta cândva, cu atâta scade șansa că după căsătorie să doreze căsătoria. La 3 ani deja este durata partenerii. Și eu le spun și se uită la mine așa că sigur că la noi nu avem concubinajul de dincolo, că sunt 6 forme de concubinaj. Azi vă zic sau nu? Un sau nu, domnul? Așa, prăbă și nu, dar n-au acum bani, n-au nu știu ce. Sunt că este un concubinaj care se bazează pe niște chestii sociale, dar și asta este rău. Toate concubinajele, un concubinaj, de exemplu, violența împotriva femeii este de câteva zeci de ori mai mare decât căsătorie, de vreo 70 de ori. Și sumele astea sunt astronomice. Deci, probabil, de bătută e bătută, de munce muncește și ea zice acolo ce bine. Și și v-am spus că și la satisfacție sexuală mi-am putut să-ți făcută de cucea. Și de ce accept? Așa e moda. Că nu poate face altă, ai dat de compromis și că nu poate să iasă din compromis. Și că e greu, într-adevăr. Asta e. Noi vă mulțumim mult pentru a fi fost împreună cu noi în această seară. Mulțumim, domnule Iubire. Mai stați o clipă. Un minut durează. Vreau să dăm cuvântul Alexandrei. Două cuvinte să vă spun. Bună seara. Mă bucur că sunt în seara asta aici și mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun că pe 21 martie, la ora 14, va avea loc marșul pentru viață în București și pleacă din Piața Unirii cu traseu până în Parcul Tineretului. În afară de București, mai are loc în 56 de orașe din toată țara. E foarte important să participați, pentru că astfel vă puteți exprima respectul vostru pentru viață și faptul că vă pasă de această problemă. Fiecare zi se fac aproximativ 400 de avorturi în România. Și chiar dacă dumneavoastră veți spune, nu mă privește, știu deja sau eu nu fac asta, se întâmplă în jurul nostru. 85% din femeile care fac avort nu fac asta pentru că vor ele, ci pentru că sunt presate de soți, parteneri sau de către cei din jur. Asta înseamnă că noi, cei care suntem în jurul lor, nu le oferim sprijinul necesar. Prin urmare,
Pe 20 martie vă așteptăm la Piața Unirii la Marșul pentru Viață și vă rugăm să popularizați cât mai mult acest eveniment. Mulțumesc! Mulțumim, Alexandra! Alexandra este o luptătoare și o mărturisitoare și mă bucur mult că este în ora 14! Mulțumim Dumnezeu pentru această seară de sfatul omicesc. Eu m-am simțit ca altă dată în Grecia, când cu Virgil, așa, de cât era în Platon și venea cu bicicletă, era în Platon de Platon, așa, când aveau bicicletă, urcam până la Platon, coborau și așa mai departe, deci era de atunci un sportiv. Dar mulțumim Dumnezeu că mi-a dat acest gând ca să invit în această seară și așa cum ați anticipat, vom invita în continuare. Deci, na, abia s-a deschis seria aceasta a conferințelor pe tema războiului patriilor, mai avem și alte patrii. Problema esențială, cred eu, este aceea. Părintele Asenie are undeva în baloanele diavolului o expresie cam care se potrivește. Spune așa, nu vă mai trebuie minte că vă teleghidăm noi la toate nebunile, că spune diavolul. Ne trebuie minte că ne dau ei tot ce trebuie, ne formatează și așa mai departe. Și ei ne formatează prin, am văzut, prin imaginație. Evident că se folosesc de ceea ce a spus și domnul Virgil mai înainte, de ceea ce avem noi. De aceea, părinții spun că nucleul fiecărei patrii este un sâmbure de bine. Adică această sete a noastră, această sete de nesfârșit, de infinit și așa mai departe, este convertită de diavol în ceva negativ. Și este prin aceste idonesc, care sunt, rod al imaginației. De ce? Pentru că mulți dintre noi, din păcate, trăim în calitate de creștin mai mult în fantezie. Fantazia, cum spun grecii, din păcate este cea pe care trăim cel mai mult. Și diavolul lucrează foarte mult. Vă amintiți? Amintește Nicolae Ștanehan în jurnalul, cred că în jurnalul Fericire sau în Dărâie de Bărâie, nu mai amintesc exact unde, dar spune de tabloul Dalí, Ispitirea Sfântului Antonie, în care Sfânta Pena este reprezentat minuț, un pic într-un colț acolo, pus la colț, și undeva diavolii sunt reprezentați ca niște elefanți. Dar, zice, dacă te uiți mai bine la acești elefanți, elefanți sau moști care te înspăimântă, au picioare filiforme. Deci, cam astea sunt patimile. Ele ne îmbolnăvesc și, în același timp, ne creează o altă realitate, o pseudo-realitate, dar ca să răspundem, noi nădăjduim că va urma o seară în care vom răspunde mai mult cum ne vindecăm. Și domnul Virgil v-a dat multe citate din Sfinții Părinți ai Bisericii, ne vindecăm. Și vindecarea noastră ține de Harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, în măsura în care a spus-o. Dacă ne smerim, Dumnezeu ne dăruiește. Dacă nu ne smerim și credem că noi ne așezăm în locul lui Dumnezeu, atunci lucrurile devin complicate. Deci, prin smerenie, ne așezăm în răbdarea lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Este o luptă fără răbdare. Așa cum, la un moment dat, cineva a scris un bilețel și a zis, ne vorbiți prea mult despre asta, ne-am înspăimântat. Eu sper că domnul Virgil nu l-a înspăimântat în această seară, dar a arătat, de fapt, ceea ce trăim noi. Că trebuie să recunoaștem, să ne recunoaștem multe din cele pe care Virgil Gheorghe l-a spus în această seară. Noi îi mulțumim pentru această dragoste pe care a avut-o. Vă mulțumim dumneavoastră pentru răbdarea și, în același timp, deschiderea pentru ca această seară să devină o convorbire duhovnicească și nădăjduim cu ajutorul Dumnezeu că vom mai avea asemenea întâlniri în care ne vom ajuta unii pe alții
și prin sfătuire buncească, dar și mai ales prin comuniune și rugăciune. Doamne ajută! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvinte se poate băra, se fericire prin născătoare de Dumnezeu și a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Și ea și ești numai cinstită de Cântelul Inii și mai înfăită fără de asemănare decât Serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci și vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, pe mine cu noi este Dumnezeu, cu al Său Har și cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.